În timp ce târgul de Crăciun de la Craiova a fost preluat în clasamentul celor mai frumoase piețe de Crăciun din Europa, municipiul Târgu Jiu stă la capitolul iluminat de sărbători mai rău, probabil, decât anul trecut. În acest an, primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, spune că a alocat aproximativ 100.000 de ron pentru iluminatul de sărbători. De data aceasta avem un buget redus pentru că nu ne-au permis condițiile financiare ca să alocăm o sumă foarte mare, așa cum alocam în anii trecuți, dar în comparație cu anii precedenți, în acest an avem o colaborare și un parteneriat cu societățile comerciale din județul Gorj, aici mă refer la Artego și Asociația Oamenilor de Afaceri și cu societatea CES, condusă de către domnul director Butoarcă, care amenajează parcul de la Lido, parcul de la Debarcader și zona centrală a municipiului Târgu Jiu. Nu am alocat decât suma necesară pentru amenajarea bulevardelor din vecinătatea imediată a centrului municipiului Târgu Jiu. Aici vorbim de Unirii, Republicii, Constantin Brâncuș și Traian. Suma, în momentul de față, este de 100.000 de lei pentru amenajarea întregului municipiul Târgu Jiu. Nici în privința târgului de Crăciun nu există schimbări. Marcel Romanescu a declarat că acesta funcționează așa cum a funcționat și în anii trecuți. Târgul de sărbători funcționează așa cum a funcționat în fiecare an, pe baza solicitărilor venite de la societățile comerciale sau de la mici producători. Acele căsuțe care sunt amenajate în zona centrală au fost puse la dispoziție contra unei sume modice pentru ca cei care și-au dorit să folosească acele căsuțe pe toată perioada sărbătorilor de iarnă să le aibă la dispoziție. Nu avem restricții pentru că în momentul de față nu am organizat un târg special, sunt căsuțele amenajate acolo și fiecare dintre cei care și-au amplasat o căsuță fiind în spațiu deschis trebuie să-și ia măsurile de precauție cu 1,5 metri între cei care ajung să cumpere. Nu avem alte restricții. Rămâne totuși întrebarea, care este bucuria sărbătorilor de iarnă pe care oficialitățile o oferă târgujenilor, gorjenilor și mai ales unde se regăsesc banii alocați acestor sărbători?